300 de milioane de euro abia așteaptă să fie cheltuite de românii cu afaceri la țară. Așa se laudă conducerea agenției SAPARD, cea care aprobă proiectele de investiții rurale și distribuie banii. Pentru beneficiarii acestor fonduri europene nerambursabile, colaborarea cu SAPARD și accesul la bani nu sunt atât de facile din cauza birocrației. Ca să le facă viața ceva mai ușoară, agenția a hotărât să accepte ca beneficiarii să garanteze creditul SAPARD chiar cu afacerea finanțată. Fondurile asigurate de agenția SAPARD nu sunt pentru țăranii obișnuiți, ci pentru investitorii care vor să-și extindă afacerile rurale. Pentru a-și construi o pensiune turistică, Florin Zaharia a pus la bătaie proprii bani, 54.000 de euro. Agenția SAPARD i-a returnat jumătate. Am început în august, 2004 și acum în august 2005 se încheie. SAPARD este un program riguros, din păcate este foarte tranșant și care nu și-au atins scopul pentru că românii nu s-au dezmințit și au folosit banii de multe ori mutându-i dintr-un buzunar în altul. De săptămâna viitoare, investitorii de la sate vor putea obține credit SAPARD nerambursabil și altfel decât să-și cheltuiască înainte profitul câștigat în alte afaceri. Beneficiarii SAPARD vor putea garanta cu activele procurate prin proiect sau realizate prin proiectul SAPARD. Adică cu teren, ceea ce se realizează. Asta înseamnă că Florin Zaharia, dacă vrea să se extindă, va putea lua credit de la orice bancă, decontat ulterior pe jumătate de SAPARD, ipotecându-și pensiunea. Banca are dobânzile pe care le are, perioada de grație este foarte scurtă și calculat la suma pe care ar trebui să o pune de 75.000, ar însemna o rată lunară de 2.000 de euro. Cu gândul la SAPARD, Zaharia trebuie să-și calculeze bine profitul pensiunii. Dați-mi un telefon înainte, că știți, acum noi de mea am deschis pensiunea și dacă nu... Ei, de mea deschis, am vrut să-i faci și mai inaugurare. Dar aștept cu cea mai mare plăcere, altădată, dar să sunați înainte. Nu știu alții cum au folosit finanțările europene nerambursabile, dar văzând cum a sfințit locul familia Zaharia, nu pot zice decât jos pălăria. Tot pe pălărie a citit singuri a treia rimă. Pentru jurnalul TVR, Răzvan Petrișor.